Ne, de ajutor acest Gumball pe care vreau să-l vedem acum. Gumball este un, aici se cheamă Gumball, în alt programe Gizmo sau Tripod, este acest sistem de axe de care putem manipula selecția făcută. Și ea poate fi mișcată în lungul axelor cu săgețile. Poate fi rotită în jurul cercurilor. Și poate fi scalată din pătrățelele astea opuse axelor. Scalarea se face pe o direcție sau dacă ținem shift apăsat pe toate trei. Proporțional. Deci astea sunt comenzile primare de modificare pe care le găsim în orice program, move, rotate, scale. Aplicată la modul grosier, deci când o să avem nevoie de finețe, să fixăm exact unde e originea, față de cine scalăm, față de cine rotim, atunci o să apelăm la comenzi pe care le vom învăța în limitat timp. Altfel, facem tot ce putem cu acest Gumball. Copierea se face cu alt apăsat, întâi apăs pe alt și apoi încep să trag de săgeți. Putem face și numeric deplasări sau rotații. De pildă, știu că vreau să-l mut pe ăsta cu 400 de unități. Clichez aici și scriu. Deci dacă am nevoie de precizie numerică, pot să obțin așa. Sau vreau să-l rotez la 90 de grade. Clichez pe cercul albastru și scriu 90. Și am obținut rotație. Iar scalarea, dacă vreau să o fac proporțional, vreau să fac de două ori mai mare obiectul ăsta. Shift ca să fie o scalare proporțională și clic aici. Da, deci una e clic, alta e drag. Când clichez, mă duc la numere. Când draghez, o fac grafic. Scriu 2. Am scris factorul de scală. Așa și un caz special, deci 2 mărește de 2 ori, 0,5 ar mișora la jumătate. Un caz special este să întorc coordonata din o valoare pozitivă, să-i dau aceeași valoare negativă și așa o să obțin mirror, oglindire. Deci fac o scalare cu factor de scală minus 1. Și atunci, în direcția indicată, coordonatele se schimbă și, practic, în felul ăsta am obținut mirror. Deocamdată n-am destulă precizie pentru a le lipi. O să vedem în exercițiul viitor cum facem asta. Deci, repet, am selectat tot, am apăsat Alt și am mutat, am dat un click pe pătrățică pentru mirror și am scris minus 1. Am ales pătrățica în direcția axei pe care, în care vreau să fac mirror. Și am făcut cel mai mic templu.